Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi vreau să învățăm să pictăm un borcan plin cu mare, plin cu mare și cu soare și cu palmieri, care se află undeva în spațiu. Glumesc. Este o picturică, de fapt glumesc și nu prea. Este o picturică făcută cu vopseluri acrilice, pe un carton pânzat în dimensiune 18x25 cm și vopseaua o diluiesc cu apă. După cum puteți vedea, mai întâi încep și am început deja cu o schiță a borcanului, cu o schiță a palmierului, cam unde vreau așa să se situeze el, și am început apoi să pun culoare în interiorul borcanelului. Puteți, la fel de bine sau mai bine, să începeți cu exteriorul, cu negru, însă eu am ales să încep cu interiorul. Ar fi fost prea deprimant să încep direct cu negru, așa am să încep cu soarele, cu galbenul, cu albul. Vedeți, am alb, am galben, am portocaliu, am un roz închis și un roz deschis și un albastru mai deschis și un albastru mai închis pentru partea de sus. Și modul în care fac trecerea de culori este am stabilit undeva unde o să fie soarele, o zonă unde este alb, apoi un galben deschis și mergem în... facem trecere de culori înspre un portocaliu și apoi înspre un roșu și apoi... în partea de sus o să trecem înspre roz, mov, albastru. Ca la acolo, la gura borcanului, să duc un albastru închis spre negru. Cam asta ar fi ideea. Și lucrăm momentan și adăugăm straturi de culoare până obținem degradeul de care suntem mulțumiți. Sper să vă placă picturica aceasta, sper să o pictați împreună cu mine. Este o picturică destul de rapidă, mie mi-a luat undeva la 30 de minuțele să o pictez, deci ca să știți cam cât să vă alocați și voi. Dacă este nevoie, puteți pune pauză, puteți da înapoi, dacă videoclipul e înainte să rămâneți voi cumva în urmă, ceea ce sigur se va întâmpla, eu videoclipurile le comprim. Nu le las la viteza lor adevărată, pentru că are și niște videoclipuri prea lungi, mă gândesc eu. Așa că le comprim și le să fie de o lungime acceptabilă. Așa. Nu uitați să vă abonați în caz de nu ați făcut-o, să apăsați de asemenea și clopoțelul de notificări, înseamnă pentru mine enorm de mult să văd acolo că ne adunăm în ce mai mult și că tutorialele mele ajung la cât mai mulți dintre voi, practic, asta e și ideea. De asemenea, să distribuiți, dacă puteți, aveți conturi pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, pe unde mai aveți conturi, mă ajută enorm de mult și mai fel mă ajută să ajung la mai multă lume care poate ar fi interesată de niște tutoriale de picturică. Așa, dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentarii mai jos sau vă las Instagramul meu unde puteți să-mi trimiteți și pozici cu picturelele pe care le mai pictați sau ce mai desenați. Mă bucur la fel enorm de mult când văd de la voi, când primesc pozici cu picturile pe care le faceți după picturile mele, după tutorialele mele, e enorm de mult. La fel mă bucur când îmi trimiteți mai multe picturele făcute și vă văd așa cum evoluați de la una la alta din ce în ce mai bine și sunt tare, tare, tare mândru. Așa. Am făcut degradeul cum am spus, m-am dus până înspre un mov, am trecut înspre un albastru. Și e foarte important la vopseaua acrilică, cum v-am spus, întotdeauna să ne mișcăm destul de repede pentru că tinde să se usuce cum se usucă ea. Asta e și plusul și minusul ei. Se usucă repede. Dar dacă ne mișcăm repede, putem face trecerea de culori fără probleme, într-un mod care să nu fie foarte evident. Să fie subtil. Lucrăm la degradeul nostru din borcan până când suntem mulțumiți cum arată. Nu trebuie să vă iasă ca mie, nu trebuie să folosiți culorile care le folosesc eu, puteți să faceți, puteți să experimentați cum vreți voi. Asta este partea frumoasă în artă, nu e nimic fix, nu e nimic greșit, sunt niște linii așa de ghidaj în mare, dar în general putem să experimentăm, putem să ne jucăm, putem să încercăm lucruri noi, lucruri diferite, putem să încercăm să înlocuim elemente într-o compoziție cu elemente din altă compoziție și este foarte frumos. Așa, am început acum cu negru, negru pur, să umplu spațiul care a mai rămas, spațiul cosmic din exteriorul borcanului, cu un pic de grijă să avem când trasăm liniuța exterioară să o trasăm cât de cât dreaptă sau cât putem de dreaptă și în rest pur și simplu să acoperim doar suprafața exterioară cu negru.
colorez și înăuntru interiorul borcanului și un pic de negru și spre albastru, încerc să-l pierd cu albastru ca să curăț pensula un pic, ca să pot să fac o mică trecere de culori între negru și albastru. Cum am spus, dar la început asta e ideea, să mă duc într-un albastru închis spre un negru. Cu o pensulă liner pun câteva steluțe mai mari, care puteți să nu le puneți, și apoi cu o pensulă aceeași liner, cu alb, diluat cu mai multă apă, efectiv îl lovesc de pensul, de o altă coadă de pensulă și vor sări un milion de mii de milioane de stropi, care sunt foarte buni să reprezinte steluțe și sau fulgi de zăpadă. Nu au și alte implicații, dar predominant steluțe în spațiu cosmic și fulgi de zăpadă putem crea foarte ușor cu ei. Aici încerc să acopăr cu un caietel ce am pictat deja ca să nu pun stele pe palmieri, pentru că nu doresc acest lucru. De asta, dacă făceam la început partea cu negru, era mai ușor, că nu trebuia să mai acopăr nimic. Dar asta este pentru mine un mic inconvenient, așa că nu e problemă. Acum nu fac și în partea cealaltă steluțele, aștept să usuce steluțele care le-am în stânga și continui cu alb, cu aceeași pensulă liner, numărul 6, numărul 8. În general, numărul la pensule are legătură cu cât de mare este pânza pe care pictăm. Automat, pentru o pânză mai mare, vom folosi o pensulă mai mare. Și creăm din nou conturul borcanelului nostru cu alb. Îl delimităm de spațiu cosmic. Încercăm să fie un alb subțirel. Acest lucru îl obținem prin adăugarea de apă. Dacă diluăm albul, va deveni un pic mai lichid și putem să-l trasăm în linii mai subțirele, dar dezavantajul este că dacă din cel din luăm mai mult cu apă, din ce va deveni mai transparent. Și acum ultima parte pe care o avem de făcut este să trasăm în interior picturica siluetă, adică palmierul și niște vegetație prin stânga și prin dreapta, în partea de jos a borcanului. Bine, mai avem de trasat niște elemente de borcan, niște reflexii pe borcan și steluzele din dreapta, dar mă refer așa, în mare, ca și elemente mari. Palmierul, nu vă supărați dacă nu vă iese, pentru că nimănui nu iese din prima. Trebuie să vă dați seama că poate mie pare că mi-e ușor să-l fac, dar am făcut poate 10, sute de palmieri. În multe, multe, multe picturi care tot pictez de când pictez eu. A dat seama că din ce faci un lucru mai mult, din ce ne vine mai ușor să-l facem, ne vine ca o a doua natură. De asta spun că pictatul, desenatul sunt abilități pe care le învățăm. Pur și simplu prin repetiție și prin repetiție, de fapt, învățăm. Efectiv. Dar, la fel și cu palmierul, pot să vă dau ca sfat să faceți mai întâi pe o foaie, cu un pic să învățați, un pic să stăpâniți forma de bază, cum pică crenguțele spre pământ, cum se unde un pic și cum au acele frunze care sunt din ele. Să nu uitați de gravitație, să nu uitați că există gravitație și în tablourile noastre și frunzele vor tinde să vârfurile să se plece spre pământ, se vor curba. Să nu arate ca un arici. Iar aici mai facem niște plante, partea stângă. Și unim cu partea dreaptă. Zona de prim plan. Și acum, cum vă spuneam mai devreme, facem niște highlight-uri cu alb pe borcanelul nostru, niște reflexii.
ci când să arătăm că el are o formă, nu este 2D, este în, are o formă în spațiu, nu are o formă într-un plan 2D. Și facem această reflexie a luminii cu acele dunguțe în jos, încercăm să arătăm rotunjimea lui, practic. Încercăm să-i arătăm niște muchii care sunt transparente. La facem și în partea de jos. Luăm un pic de alb cu apă și ștergem așa pensula de pânză. Încercăm să pierdem așa albul acela. Vedeți că nu acopăr fiecare zonă, mai las și locuri libere. Și suntem gata. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi, sper că ați pictat cu mine și sper că v-a ieșit, sper că v-a fost de folos și ați învățat lucruri noi. Eu mi-a plăcut foarte mult să-l pictez, mă bucur că v-am avut alături până acum. Nu uitați, în caz de nu ați făcut-o deja, să vă abonați, să apăsați butonașul de like, să apăsați butonașul de notificări ca să nu ratați un episod nou, să distribuiți, să dați share pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, unde mai aveți voi conturi pe social media. Și o să ne reauzim și o să ne revedem și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, rămâneți creativi, pa, pa!